Domnule selecționer, ne avem în fața primelor jocuri oficiale din 2022, un duel cu Elveția, ultimul acasă din acest an, și unul cu Croația. La ce să ne așteptăm? Da, într-adevăr, ne așteaptă două meciuri extrem de importante. Vom trata ambele partide extrem de serios, exact cum am tratat și până acum toate partidele din această campanie pe care am început-o. În primul rând, sunt extrem de fericit pentru faptul că avem toate fetele apte de joc, sunt sănătoase, ne pregătim foarte bine de când am început cantonamentul și cred că vom reuși să scoatem maxim din, cel puțin din primul meci pe care îl vom disputa cu Elveția, un meci, cum spuneam și mai devreme, extrem de important. Iar după aceea deplasarea din Croația, care la fel un meci, chiar dacă noi bătusem Croația și anul trecut și anul acesta, cred că va fi la fel un meci dificil venind după meciul cu Elveția. Ne aflăm la jumătatea campaniei, 5 meciuri disputate, 5 meciuri rămase de disputat. Care este obiectivul concret în acest moment? Păi, sigur, după disputarea meciurilor până acum, șansele noastre de a fi pe primele două locuri au scăzut considerabil, pentru că am pierdut cu cele mai bune echipe din această grupă, Italia cu Elveția, cu o specificare a faptului că în Elveția chiar am făcut un meci foarte bun și golurile pe care le-am primit, chiar ultimul, în minutul 92, a fost, să zic, cumva nedrept, așa, dintr-un penalti ușor acordat, dar per total cred că am făcut o partidă bună și ne-am ridicat la un nivel foarte bun cu o echipă de top a Europei. Cred că obiectivul va rămâne locul 3, un obiectiv, cred eu, realizabil și sunt convins, pentru că le văd pe jucătoare extrem de motivate pentru a atinge acest obiectiv. Și încă o dată, și poate mă repet, vrem să scoatem maxim din fiecare meci. Și până acum cred că ne-a reușit, cel puțin din prisma jocurilor, ambiției cu care fetele intră în teren și chiar a spectacolului. Pentru că în anumite jocuri chiar am făcut spectacol, mă refer la faze frumoase, la implicare, la goluri frumoase. Tot ați menționat de spectacol, vom juca primul meci oficial în București, deci suporterii bucureșteni ai Naționalei Feminine vor avea ocazia să vină să le susțină pe fete pe stadionul Arcul de Triumf. Care ar fi câteva dintre aspectele pe care ați ține să le menționați ca să vină să le vadă pe fete? Ce vor vedea pe stadion la un meci de feminin? Păi, în primul rând, au posibilitatea și mi-aș dori să fie cât mai multă lume la un meci a echipei naționale de fete. Dacă fac așa o comparație ce a fost săptămâna trecută la un Barcelona-Real Madrid, poate lumea se gândește că e important să fie mai ales alături de echipa națională și ce să spun, mi-aș dori să fie stadionul plin, să ne încurajeze, chiar dacă avem un meci extrem de greu cu o echipă puternică, poate acest lucru ne-ar face și ne-ar da, nu știu, așa un imbold de a juca și de a lupta pentru suporteri, în primul rând, și pentru rezultat. Cum sunt fetele? Cum le-ai simțit în aceste zile? În ce formă au venit în cantonament? Ca și de obicei, vin cu foarte mult entuziasm, ceea ce pe mine mă bucură. Am găsit un grup, cum am spus și la începutul campaniei, am găsit un grup cu jucătoare extrem de motivate, jucătoare cu experiență, jucătoare tinere care își doresc să continue la echipa națională și să vină cu drag. Este un grup frumos și asta se vede și în teren, în modul în care se exprimă el. Un mesaj pentru fanii și suporterii naționale feminine referitor la meciul cu Elveția, unde avem mare nevoie de suportul lor. Haideți lângă noi, avem nevoie de voi. Hai România!